Hei, salutare, bine ați venit la un mic info-video. Din păcate, nu prea o să mai pot să mai fac live-uri, cam cred că pentru 2 săptămâni. Înainte de chestiile astea, aveam o problemă la spate. Am făcut analizele, cred că acum vreo 3-4 săptămâni, să se vadă dacă e o chestie genetică sau pur și simplu o chestie care, na, am făcut eu de-a lungul timpului. Na, s-a văzut că e o chestie făcută de-a lungul timpului, slavă Domnului, măcar astea se mai pot, sau cel puțin măcar știi că părinții tăi nu au nicio vină în chestia asta. Și am unul, ultimul, nu știu cum să spun, am la spate unul dintre cartilajele astea de la coloană de jos, este puțin tasat și de foarte mult timp am dureri de spate și de călcâie, și din ce în ce mai tare s-au accentuat în ultima vreme. O să trebuiască să fac niște fizioterapie. Nu e grav, doar sper să se mai rezolve din durere. Nu prea pot să mai stau înșezut, cum s-ar spune, nu știu, abar n-am nici în picioare, nu pot stau nici înșezut perioade lungi de timp, adică trebuie cât mai mult evitată, cum să spun, presiunea pe cum să mai pun presiune pe coloană, involuntar stând și în fund sau în picioare. Și da, live-urile cam au luat sfârșit, din păcate pentru mine, că na, pentru mine erau toate ok. Adică mă refer cu 2 oameni, cu 3 oameni, cu 0 oameni, tot acolo era. Am recuperat, adică na, contul pe care l-a promis băiatul acela. L-am luat, are 10 milioane, am pus și numele și am intrat în hashtag, mă. Am plecat din DAC, am încercat să termin Guildfest-ul cât mai ok și să nu fie treabă de comentat. Cred că o să plec și din toate ghildele mari, în așa fel încât să, nu știu, habar n-am, să nu fiu acolo ca o piedică, habar n-am, lăs pe altul să joace mai bine, să nu țină locul ocupat, adică poate ori fi zile când o să pot să intru și adică unul la mână o să fie puține zile când o să ajung aici acasă, să pot să am grijă de toate conturile aici tot timpul, seara când era, aveam grijă de ele, le puneam, dădeam un research și tot felul de nebunii. Și da, cam asta cred că o să fie ultima zi când stau pe aici. Și na, sper să ne vedem ok după 2 săptămâni, durerea să se diminueze, încă o dată o serie de analize, oricum nu osul e tasat, adică nu e ca și cum o să crească o bucată de os înapoi, dar măcar durerea să dispară și să mă simt ok, să pot să stau, adică tot timpul am înainte era un ușor disconfort, acum e un mare disconfort, tot timpul încerc să stau cât mai pe spate. Dar și mica asta chestiuță începe să se diminueze. Adică înainte vă simțeam o ușoară, cum să spun, detensionare a zonei, dar acum și chestia pe spate tot începe. Adică oricum ar sta, tot de acum începe să mă doară în ambele părți. Așa, na, nici nu am expus-o, nici nu, oricum multe din probleme nici nu le-am expus vreodată decât dacă am fost întrebat, nu știu, abar, nu m-am trezit să explic, dar pentru voi, în caz că doriți să mai rămâneți abonați, în caz că o să dați click pe el, să știți anumite chestii, n-am câștigat la loto, n-am făcut milionul ăla de euro, nu mi-am luat avion din YouTube, deci cum era gluma că o să plec și na, nu le fac din cauza sănătății. Și ne vedem, sper eu cât mai des. Sper eu să mai filmez dacă o să ajung pe acasă, să pot să, de mult am zis, tutorialul ăla cu familieri. Și apar, nu știu, dacă lăsați în secțiunea de comentarii vreo ceva, vreo idee, vreo abar n-am, dacă o să ajung, o să filmez. Și na, cam atât. Baftă la joc, numai lucruri bune, o zi, o seară de faină în
în sensul când vă vedeți acest clip. Giveaway-ul de pe luna viitoare o să fie un cont, cred că de 3,8 milioane de puncte, în caz că o să vă intereseze, adică chiar dacă o să fie, chiar dacă nu o să fie live, în sensul, adică în sensul că dacă o să mă simt ok până atunci, în sensul o să meargă în continuare. Dacă nu o să mă simt ok, o să fac un mic video, postează lumea, iau numele, o să postați un nume sau o chestie de genul și o poreclă, o habar, o chestiuță, iau chestia, o dau prin random RG, care este, îi dau un mesaj, fac video, hei, salut, dă-mi mesaj, aia ești, câștigă cont. Bun, cam mult am vorbit, mai mult decât îmi plănuisem. Multă baftă la joc și să ne auzim cu cât mai multe milioane de might, sau nu știu ce să zic, trupe, trepuri, eroi, level. Uite, sunt atacat, lol. Stai că nu știu cine mă atacă. CFA? Wow. Mamă, dar la ce distanță mă atacă, frate, ești nebun? Băi, a versat 82 de milioane are. Asta este, să fie în bafta lui. Oricum, am trupele în spital, deci și locuri destule. Bun, baftă, spor și numai bine. Aveți grijă de corpurile voastre. Corpurilii voastre.